Ce mai gagică, ce bucățică, ce piepșugar de trasucar noaptea. Ce mai gagică, ce bucățică, e bună dama să moară mama noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Alo băiatu, du-te la dracu, că merge blatu și am pe altu noaptea. Alo băiatu, du-te la dracu, că merge blatu și am pe altu noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Păi aș băga între mamele, păi mai aur și lovele noaptea. Așa, așa. Ia-o-s, băi, Gigi, bă. Bunul meu tată, de prima dată plimba-n căruță pe-a mea măicuță noaptea. Bunul meu tată, de prima dată plimba-n căruță pe-a mea măicuță noaptea. Păi și își lăuda rama până a păcălit pe mama noaptea. Păi la început a fost mai greu, după aia cerea mereu noaptea. Păi și își lăuda rama până a păcălit pe mama noaptea. Păi la început a fost mai rău, după aia cerea mereu noaptea. Hei! Niște oameni optimiști. Noaptea, ziua, formația Gagiu, fie că scade Dunărea, fie că o să crească mai rău și o să ne inunde. Bine, vreau să vă trimit în Delta, să văd cum cântați pe acolo, până stuf, dacă o să aveți curajul în curând. Ei au acest farmec, participă și la anunți, în special de politicieni, și la botezuri, și au fost chemați aici de unii care au divorțat, știi? Și să, ăla, domnule, scu, ai vrea să fac un divorț la dumneavoastră? Da, domnule, sunt vremuri de divorț, da? Și au venit ei și le-au cântat. Întotdeauna lăutarii maestre... Da, da. Cum e trebuie că trebuie. Seara s-au împăcat aia și n-au mai divorțat, în fine. Deci avem soluții, avem soluții. Da, bă, frumos. Până vine doamna Narcisa Suciu din Finlanda, e pe drum și înfometată, mi s-a spus. O să încerc să fac ceva așa mai ciudat. Am aici niște boțuri de mămăligă, cum se spune în popor. Când eram elev de liceu, avea un bătrân profesor de franceză, fost pușcăriaș politic, săracul, a fost angajat cu greu în clasa 10-a, eram eu, și el făcuse la Paris, îi luase doctoratul. Când s-a întors, comuniștii l-au băgat la beci. A ieșit de acolo, era suplinitor, n-avea dreptul să fie chiar plin, deși era super calificat în limba franceză. Avea și umor, tipul că mulți oameni au ieșit din pușcă, care n-au murit acolo, au ieșit cu un soi de umor, așa, că știau să prețuiască viața cât de cât liberă. Și ne povestea că în tinerețea lui la Paris, era sărac, așa, la un moment dat a luat niște mălai, a făcut o mămăligă, și avea trei colegi francezi și s-a gândit, mă, ce să le fac eu, nu prea avea. Și le-a făcut puricei de mămăligă. Voi nu știți, poate că domnul Gaciu știe ce înseamnă, nu? Puricei de mămăligă. Mămăliga rece, după ce se de-a doua zi, se face să mărunțește și se prăjește în untură, de obicei. Nu? Cel puțin așa... Știam eu și așa mi-a zis și domn profesor. Și maica mea îmi făcea din când în când. Eu fac un soi de puricei de mămăligă. Ce, aveți altă părere despre puricei? Cum e? În turtă, zăbic se zicea la noi. Cum? Zăbic. Zăbic? În engleză? Bine, deci nu e tâh, e big, ci e împreună zăbic, adică ce însemna?
Vezi, e interesant că lumea nu... Sunt cuvinte de-astea ciudate la care nu le găsesc rădăcinile. Nu, să-i lăsăm așa. Bine, o fac puricei, fac zăbig în alt fel. Am, fac două feluri de-astea făcute rapid. Unele cu macaroane și o să vedeți așa. Așa și unele, asta mai cu dichis așa, mămăligă. Puteți să păcăliți și ori musafricul ăsta. Am niște costiță de asta afumată de mine, la lemn de prun. Și am trei soiuri de brânză de capră de la Ciucurel. Un cașcaval cu găuri românesc. Și unul de ăsta ieftin, italienesc. Nu vreau să spun cât costă. Pun mai întâi puțin unt. Am și untură, dar domnișoara venind din Finlanda... finlandezii nu prea cresc porci, cred, o să o întreb, sunt curios. Așa, o să pun puțin ulei și puțin unt, dar o să pun și costița respectivă. Deci se prăjește costița, deși e făcută mâncarea, cum am zis, cu mămăligă, cu nu știu ce, că suntem neam de mămăligari, o să fac o chestie sofisticată, în sensul că toate aceste lucruri pe care le pun în, lângă mămăligă vor da un gust neobișnuit. Deci am pus și un culița. O prăjim ușor, putem să luăm tigaia de pe foc. Dacă se încinge bine, să nu se ardă. Să aibă numai gustul ăla, ușor de pârpălit, așa, da? După asta, am tăiat, trebuie să fac niște suluri, așa, le tăiați frumos și punem lângă... Îi furăm termenul, zăbig, facem zăbig oltenesc. Deci bucățelele de puricei mai mari, așa, puricei sunt mai mici. Le punem la prăjit. Mămăliga prăjită e o minune. Noi avem o șansă uluitoare că și strămoșii noștri romanii mâncau mămăligă, da? Polenta lor este mămăliga noastră. Sigur că nu se făcea din porumb, pentru că porumba a venit mai târziu. Ștefan cel Mare n-a mâncat săracul niciodată nici mămăligă, nici cartofi prăjiți. Columb era pe șoseaua familiei sale, maică-sa să vină. Deci punem mămăliga, o întoarcem ușor să ia culoare. Crusta asta de la mămăligă e super bună. Deci, cum spuneam, deși ar fi o mâncare de oameni mai sărmani așa, dar nu mai e nimic acum de om sărman, că știți bine că se plângeau oamenii că urzicile sunt mai scumpe decât carnea de vițel. Aici e o problemă, e o controversă, pentru că... urzicile, kilogramul de urzici. Urzicile niciodată nu s-au vândut la kilogram. Vând cu grămadă, așa, și cam 5 lei grămadă, cam totdeauna au fost așa. De, după ce am băgat la prăjeală zăbigul, trântim 3 soiuri de brânză, da? Avem una de capră, asta cu găurele și asta la altă cu parfum de la strămoșii noștri italieni. Parmigiano, parmigiano. Știi ce frumos miroase? Pentru că își împrumută una de la alta mireazma. Putem să mai adăugăm puțin. Finețuri. Finețuri românești. Zăbigul oltenesc,
Mai băgați o piesă până desăvârșesc eu zăbigul. Hai, bordei, 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 mă leica, leica mea, cu mărtăcii de trei, leica, leica mea. Hai, bordei, 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 mă leica, leica mea, cu mărtăcii de trei, leica, leica mea. Păi s-a cuiba dragostea-n ei, mă leica, leica mea, s-a cuiba dragostea-n ei, leica, leica mea. Păi bordei așfăr de gârlici, mă leica, leica mea, nu mă pasă viu pe aici, leica, leica mea. Bordei așfăr de gârlici, mă leica, leica mea, nu mă pasă viu pe aici, leica, leica mea. Bordei aș fi fără tindă, leica, leica mea, chipul mândrii scris pe grindă, leica, leica mea. Bordei aș fi fără tindă, leica, leica mea, chipul mândrii scris pe grindă, leica, leica mea. Bine, bine, zăpada, mă, leica, leica mea, și nu pot sui cu asta, leica, leica mea. Bine, bine, zăpada, mă, leica, leica mea, albește poteceaua, leica, leica mea, și nu pot sui cu asta, mă, leica, leica mea, ca să mă văz cu mândra, leica, leica mea. Și nu pot sui cu asta, mă, leica, leica mea, ca să mă văz cu mândra, leica, leica mea. Hei! Mâncare de bordei? Foarte fină, da? Acum fac chestia aia, obsesia copilăriei. Când făcea maica mea macaroane, eu și cu fratele meu, fiiță nouășoară, ne băteam pe macaroanele arse, știi? Le băga la cuptor, dar erau arse numai alea de jur împrejur, așa, și sufeream foarte tare că erau puține. La un moment dat m-am gândit, măi, ce-ar fi să fac eu la tigaie macaroanele astea? Să le prăjesc, adică. Și am făcut am dat gaură la macaroană. Asta nu sunt chiar macaroane, sunt ceva mai fine. Nu intrăm în amănuntele. Nu spunem ce sunt. Încă nu îi facem reclamă. Dar ideea este că într-o tigaie ușoară faceți, le prăjiți o țâră, da? Se pune un strat așa, să fie una lângă cealaltă. Bun. Le lăsați ușor să prindă o crustă mică. Se mai poate adăuga unt pe deasupra. Așa. O să vă spun de ce e foarte mișto această poveste, că în afară de faptul că se face un soi de turtă, de fapt, turtă din macaroane, ele au început să sfârie, da? În clipa când sfârie, mai băgăm puțină brânză de capră de la noi, de pe malul Dunării, da? Puțină de asta, așa, cu găuri și de asta de la frații noștri italieni. Acum începem să presărăm deasupra și șmecheria, știți care e, că trebuie așteptat să se topească asta și să se prindă unele de celelalte macaroanele cu pricina. Și formă, o întoarcem în capă o clătită. Asta e toată șmecheria. Vă arăta foarte bine și copiii sunt înnebuniți. Asta e. Important e ca ele să se facă un liant așa de brânzeturi.
Vedeți ce frumos o să arate în final. Vom vedea. Mai puteți să trageți una, hai. Hai să cântăm ceva ca acum 100 de ani cum se cânta aici. Păi mama mea când m-a făcut, păi neica a crezut că face un prunc și-a făcut pui de haiduc, că de mai făcea vreo doi, se temea lumea de noi, măi. Sălcioară, tămâioară, drag mi-a fost ziua de vară și noaptea de primăvară, că e soamen la ogoară și dor fetele pe afară. Păi primăvară, tu când vii, toate lemnele mângâi, copacii de-nbobocesc, când fete mari se primenesc, fete mari se primenesc. Oh, oh, oh. Păi la mijloc de codru verde, păi neică mititel focșor se vede, nu știu focu-i potolit, ori de haidu ciocolit, ori de haidu ciocolit. Păi nu sunt 10, 11, poate sunt chiar 12. Toți îmi frig la un berbece și nu-l frige cum se frige. Și mi-l trage prin cârlige și mi-l dă pân' saramură, să aibă gust la băutură cu voinici de adunătură. Păi neică mă făcuși muică olteană, copilaș numai dunan, când eram de 12 și am jiul cum se trece. Păi neicălele verde de sus ai, de 3 zile urc pe plai, cu mâncare pe 5 cai, de mâncare nu mâncai, numai la cuc mi-ascultai, măi. Hai! Of! Ce dor, ce chin, ce jale, ai pe la poarta mii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, m-ai omorât prețioare. Foaie verde, foaie lată, la ciolfan, la crucea-naltă, la marița sprâncinată, când să mă mai duc odată. Capul scârciuma la poartă, capul scârciuma la poartă, tot Dumnezeu s-o bate pe marița sprâncenată. Of, ce dor, ce chin, ce jale, ai pe la poarta lumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, m-ai omorât frății. Așa mă implorim de pe... De trei zile, de trei nori,
ușa ta mă latră. Și tu doar dormirea e moartă. Să fiu câine patru lave, te nu soi da două palme, două palme bărbătele, să te văz cum să iubești. Ce dor, ce chin, ce jale, păi pe la poarta dumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, m-ai omorât frățioare. Ai, maestre! Hai, atinge-o, măi, Florine! Nunta ta, mărine, mărine, păi toate fetele juca, măi dragă mărine, numai una nu juca, mărine, mărine, sta la poartă și plângea, măi dragă mărine. Mărine să te usuci, mărine, mărine, ca pâinea care o mănânci, măi dragă mărine, păi și ca vinul care-l bei, mărine, mărine. Ai promis că ai să mă iei, măi dragă mărine. Păi las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, și eu voi mărita, măi dragă mărine, păi mai la deal de casa ta, mărine, mărine, și-ți-o rupe inima, măi dragă mărine. Hei! Domnilor, eu am întrebat repede, asta e mâncare de-asta, de rapidă, să păcălești musafirii, da? N-ai pregătit nimic, trage-o de asta. Dacă bați cu, se aude... S-a făcut o crustă, foarte mișto. Am ars eu o țâră așa pe unele locuri, dar e super bună. O primesc cu o mâncare finlandeză, zic că... Cum a zis că e prea? The big. The big și the macaroane. Mă duc la masă, tot de vorbă cu ea, mai cântăm și cu ea puțin și viața trece, dar nu definitiv. Hai! Ce mai gagică, ce bucățică, ce piepșugar de trasucar noaptea. Ce mai gagică, ce bucățică, e bună dama să moară mama noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Alo, băiatu, du-te la dracu, că merge platu și am pe altu noaptea. Alo, băiatu, du-te la dracu, că merge platu și am pe altu noaptea.
Păi când o văd cât e de bună, n-aș mai lăsa-o din mână noaptea. Păi aș băga între mamele, păi mai aur și lovele noaptea. Așa, așa! Ia-o-s, băi, Gigi, bă! Bunul meu tată, de prima dată, plimba-n căruță pe-a mea măicuță noaptea. Bunul meu tată, de prima dată, plimba-n căruță pe-a mea măicuță noaptea. Păi și își lăuda rama până a păcălit pe mama noaptea. Păi la început a fost mai greu, după aia cerea mereu noaptea. Păi și își lăuda rama până a păcălit pe mama noaptea. Păi la început a fost mai rău, după aia cerea mereu noaptea. Hei! Păi frunzuliță iarbă deasă, iarbă de zăvor. Hai da! Păi frunzuliță iarbă deasă, iarbă de zăvor, măi! Dale, da! Nici o fată nu-i frumoasă ca în sat la noi. Nici o fată nu-i frumoasă ca în sat la noi. Secerișul la lului de grâu, veni vara secerișul la lului de grâu, măi. Păi fetele se ceră grâu în al până la brâu, fetele se ceră grâu în al până la brâu. Și băieții după ele leagă snopii grei, Doamne frumoase sunt ele, frumos sunt și ei. Bravo! Domnilor, ăsta era un cântec până anii 30 ceva, care putea să pară banal. Fetele ieșeau la seceriș, era... acum apare suprarealist din altă lume, știi? Păi ați văzut voi oltence la seceriș? Acum nu. Păi și că acum nu. Acum pe nici un da. Nici la vară, nici la... Da. Și ați văzut voi olteni la coasă? Nu mai sunt. Băi, să știi că eu... Un mare poet american, Carl Sandburg, avea un vers extraordinar, absolut zguduitor. Au murit bizonii. Au murit și cei ce au văzut bizonii. Deci aici chestia. Sau poate voia, ce, erai copil, ai văzut oltence în grâu? Da, am apucat eu. Unde? La noi în Oltenia, în partea Oltului. Eu mă trag în partea Oltului, sincer vă spun. Câți ani aveai? Era mic, dar am apucat. La noi, și acum, dacă mă uit, sincer vă spun că la mine, la țară, unde sunt eu, se găsește o seceră, o coasă și acum. Dar e în cui? În cui și câteodată, nu eu, dar tata, să știți că știe. Era și secera și ciocanul, da, știi? Nu. În vremuri, nici alea nu mai funcționează, știi? Corect. Era mult film, era o fată cu secera, la cu ciocanul. S-a dus. Păi nu mai sunt țărani. Nu mai sunt nici muncitori, că nu poți să spui că mai sunt. Cel mai mare industriaș din Craiova are angajat 20 de ingineri, știi? Face chestii de-astea. E altă întrebare aș avea și nu știu cine ar putea să-mi răspundă. Dumneavoastră, cine sunteți? Dumneavoastră. Recomandați-vă. Am înțeles că sunteți dintr-o țară nordică. Da. Așa cum am stabilit data trecută. Cum vă numiți? Nu, serios. Dacă o să vă uitați pe coperta cărții mele. Sunteți tata, povestește-mi despre tine. Narcisa Suciu, am auzit despre dumneavoastră. Am zis o carte, mama, povestește-mi despre tine. E foarte interesant. Da, numai că am vrut neapărat să vă aduc carte cu tata. Stimați telespectatori, ideea este următoare. Noi vrem să ajutăm, ea e din Finlanda și vrem să ajutăm să intre Finlanda în NATO, da? Cred că da. Tu ai cetățenie sau încă nu? Am ambele cetățenii. Hai să-i dedicăm lui Erdogan un cântec. Dați-mi voie doar să întreb o întrebare, da. Poate cineva știe să-mi răspundă. Când eram mai mică, am auzit un cântec în care ea cânta.
dragul mi l-a secerat, când îi badea, l-a legat. Și eu m-am întrebat întotdeauna, de ce ea seceră, că e munca mai grea, și el nu mă leagă. Leagă. Înseamnă că era la SRI sau la poliție de legat. Acum te leagă ăștia, de la, nu, nu mai leagă nimeni. Serios. Dar era frumos. Știe. Vin fetele, ăsta e de la voi, dacă vin la, vin fetele în sat, vin de la secera, vin feciori, vin feciori în sat, vin fecior, de la fetele... secerat, vin cu flori la pălărie, chiuin de bucurie. Asta era mai tristă, era așa. Dragul mi l-a săcerat, dragul mi l-a săcerat, când era, badea l-a legat, măi. Era, da, era dragostea de muncă. Exact. Și soțul era polițist și lega, zice, pe hoț. Eu și atunci era... să cer și badea-mi leagă. Oh, ce frumos. Eu... Da, dar e foarte funny. Nu, erau, era, noi am învățat în copilărie despre realismul socialist. Exact, și trebuie să spun. Dar acolo era realismul capitalist, că ăsta e cântec vechi, superb de altfel. Știi? Nu, asta era țăranul la, acum 100 de ani asta. Și nu numai, cred că înainte de cum s-au dus horele alea. Sau, eu într-o zi m-am dus la Poiana Mare, acum vreo 10 ani așa, și am văzut într-o duminică bătrâni copii, zic, bă, o fi vreun obicei de ăsta de-a locului, zic, mă duc repede acolo să văd, cântă, poate e clacă sau... Și când mă duc, ce crezi că? Să înființase o coșmelie de schimb valutar. Și toți săranii erau plecați la muncă în Spania, în nu știu ce, și bătrânii bani. Și copiii s-o ceau să-ți ia 100 de euro să schimbe, să schimbe în lei, știi? În Finlanda au ieșit, mă, să iese la seceriș, ce le-au luat de N-avem ce să cerăm. Schiurile. Nu, dar ai pentru NATO, serios. Că Erdogan, până la urmă, cu Suedia are o problemă, dar a zis că cu Finlanda parcă... Păi normal că au nevoie de ei. De ce? Ce? Pentru că există o flotă serioasă. A? Păi nu, explic, vreau și eu să înțeleg. Da, da. Deci flota finlandeză, da, de pescuit. Și aia. Dar și militară? Da, dar mai există și un batalion foarte mare de Hawks, se cheamă, de avioane de luptă. Da, interesant că finlandezii, țara aia mică, în cel de-al doilea război mondial, a fost singura care a reușit. Pus probleme rușilor. Exact. Dar eu chiar acolo locuiesc, dar în Carelia. Dar au fost deștepți, știi că ei n-au plusat. Știu? După ce rușii au trimis Stalin, bă, treceți pe tăi, și ăștia erau trăgători buni, da, în pădure. Da. E foarte formidabil. Cum îl chema pe generalul, așa, mareșal? Era o, Mannerheim. Era un mare, mare militar așa. Bunicul soțului meu a lucrat cu el și este inventatorul unei nave de luptă Iacă-te. Cu viteză mare, care a ajutat să câștige. Deci când nemții le-a spus, haideți băieți să intrăm, au refuzat. Nu, nu ne ajunge. I-am bătut, da, puțin, nu intrăm în Rusia să avem probleme, că ar fi avut probleme avut. După aia, cum am avut noi de altfel, că în loc să ne oprim la, după să luăm Moldova, ne-am dus până la Cotul Donului și asta a fost greșeala lui Antonescu. Ne luăm teritoriul înapoi, nemților, așa, nu ne băgăm noi. Așa. Dar eu locuiesc exact acolo în Carelia și încă au rămas pietroaiele alea, bolovanii aia pe care ei au pus în... Pe toată raza asta a graniței, graniței, ca da, să nu poată să treacă cu tancurile. Aha. Pietrele alea încă există și în locurile în care ele nu mai există. Dar fiindcă la ora aia, Finlanda n-avea mari, o mașinărie de război atât de puternic. Da. Avea mari trăgători, schiuri, da, toți erau toți pe schiuri. Erau pe schiuri. Toți era, și mai știu e povești, fascinantă dar chestia. Dar știu povești din casele celor care au apucat să aibă, mă rog, tați, bărbați, mergi la război, că ei mergeau de acasă cu, era o pâine, ca să ne legăm și de... Da. Ce facem noi aici? Era un fel de pâine pe care o făcea femeia în casă. Înăuntru în pâinea aia era o chestie care un fel de nap, dar în momentul în care se coace seamănă cu varza, să zicem, ca o varză călită. Nap cu porc. Ca o plăcintă cu... Ca un calzone. Da. O pâine, calzone, o pâine neagră, da, da, și înăuntru erau chestiile astea și soldatul avea în raniță. Și ei povestea, mă rog, socrul meu, că în momentul în care soldatul rus se oprea să-și topească zăpadă, să-și facă borșul, ăștia scoteau din raniță aia, da, mușcau din ea și plecau pe schiuri și împușcau în timp ce ei își topeau zăpada. Da. Foarte tare, da. Da. Da, au reușit să o rezolve. Și acum cu NATO e o vrie acolo în populație sau mai mult politicienii?
Acum ei, ei de obicei n-au vrut să se bage în chestiile astea. Populația e foarte inteligentă de altfel. Familia soțului meu e o familie de militari. Socrul meu a fost general. Atunci ei au chestia asta. Da, socrul meu a fost general. N-ai cum să tatăl lui a fost amiral. Eu aud poveștile astea în continuare. Dar nu sunt vreo specialist, așa că aș prefera să nu mă bag în discuția asta, că nu mă pricep. În România, datorită prostiei polițienilor români, dacă acum 10 ani 70-80% în români voiau în iubeau comunitatea europeană, s-a prăbușit, da. S-a prăbușit pentru că acele cucoanele la Bruxelles care ne dau nouă directive, cum primeam directivă pe vremea comunismului, ce să mâncăm, de la gândăcei până la tot felul de prostii, asta a scăzut încrederea, ceea ce e un lucru destul de tragic. Da. Încrederea românilor în comunitatea europeană, știi? Și asta mă gândesc, dacă că e un paradox acest cu lumea asta, știi, care când mă uit acolo câtă veselie la Bruxelles, când, în perioada asta când războiul din Ucraina a demolat întreaga planetă, da. Într-un fel, nu? Și ei decid fără să știe realitatea din România, din teren. Bulgaria, din Finlanda. Nu știu dacă la voi e criza acum. Eu cred că criza asta e peste tot, nu? Da. Da. Mm-hmm. S-a întâmplat nu de mult în America și a afectat jumate Europa. Băncile, așa că, da. Dar eu, de altfel, eu sunt moroșancă. Mm-hmm. Eu de acolo moroșancă, vin. Da. Așa că am venit cu asta. Ai venit cu... Am venit pregătită. Da. Asta se cheamă... Da, dacă facem așa, o să se vadă. Asta, bomba Molotov. Nu, că nu. Așa, Molotov era o sticlă cu... Dacă aveai benzină, dacă mergea și alcool, da. Da. Să lega aici o cârpă, nu ce? Da, eu zic să aruncă, eu zic să hai să vedem. Da. Deci, deși puteai să vii cu o vodcă, să-mi dați un feedback ca să vorbesc. Vodcă finlandeză. Din ce se face? Că dar la voi nu cresc cereale. Eu nu beau așa cereale. Ceva. Dar eu nu beau așa ceva. De unde să știu? Nu știu. Nu mă pricep. Da. Dar ceva cereale, orz, nu știu, niște de-astea. Orz, păi da, se face din... Da. Acum, băutoare de pălincă, iară, nu? Dăm noroc, dăm noroc și bea vinul meu. Că mă bucur că ne-am întâlnit. Eu vreau să gust o de-asta moroșancă. O să gust și eu, Dan. Vrei să cânti ceva cu maestru? Da. Cu plăcere. Ia, ce vrei? Hai, maestru. Hai, microfonul acolo. Mama. Era cântecul preferat al lui Marin Preda. Serios? Marele prozator român. N-am știut. Serios? Îl cânta soția lui, ultima lui soție. Mociriță cu trifoi, mociriță cu trifoi, mor pe țâtla maica.
Zici că ne-am fi pregătit? Da, 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 da. Păi nu, mulțumesc. Da. Așa e mișto, știi, da, fără să te fuți înainte, să faci de trei ori. Perfect, de acord. Așa. Da, zici că ne-am fi înțeles. Măi, tu ai, cred că, noroc în viață, pentru că noi am mai făcut acum câțiva noi emisiune. Cred că vreo trei, doi, trei, ceva trei de ani, trei. Cred că. Mm-hmm. Și erai la fel de luminoasă, la fel de senină. Cum se explică seninătatea ta? Bucuria de a reveni în România are vreo legătură? Are cu siguranță o legătură, asta e odată bucuria, dar cred că bucuria, momentul în care realizezi că ești în locul în care trebuie să fii și, și faci ceea ce trebuie să faci. Uh-huh. Cred că aia e. Uh-huh. Bunicul meu era preot și când eram la un moment dat mai mică, i-am zis că eu nu mai vreau să cânt, că asta fac din clasa întâi și că aș vrea să fac și altceva. Uh-huh. Poate aș vrea să fac actorie sau nu știu. Și bunicul meu mi-a zis să știi că atunci când îți dă Dumnezeu un talent, nu ți-l dă numai așa. Ți-l dă să faci ceva cu el. Ai o responsabilitate, exact. Da, da, da. Și dacă tu poți să miști un om, un om, să plece de la întâlnirea cu tine un pic mișcat, te-ai făcut treaba. Uh-huh. Nu contează că în fața ta 10 oameni, 100 de oameni sau 10.000 de oameni. Uh-huh. Dacă un om pleacă de acolo puțin schimbat, dacă starea lui e cumva uite alta... Uite ce preot minunat care vai, bunicul meu era nuanțat. Știi exact. Că... O zis că dacă nu, o să ți se ia. Uh-huh. Sunt alții care da, au nevoie. Da, e un dar pe care exact. Ți-l dă Dumnezeu. Și da, și mi-a zis bunicul meu, când o să faci ceea ce trebuie să faci pentru ce te-a lăsat pe tine Dumnezeu pe pământ, o să vezi că nu o să ai niciodată probleme, nici de oboseală, nici nu o să te îmbolnăvești, nici nu o să ai probleme cu banii, nici nu o să-ți vină banii. O să nici când nu ai. Da. Nu, că cel mai frumos e să nu ai probleme cu banii când nu îi ai. Când știi? Nu ai, da. Că există un cântec... Iar chestia asta e reală. Vreau să zic că dacă rămân fără bani, cumva de undeva mie îmi vin bani. Cântecul care l-a marcat pe George Enescu, din care a făcut el o capodoperă pornind de la el, el a auzit acest cântec. Era un cântec, de fapt, țărănesc. Asta era. Și ideea era... Îl zic eu și, pe urmă, vreau să vă fac pe dirijorul, pentru că o să vorbesc de celibidache. Și redera. Deci, această chestie, lipsă de bani, că tu ai spus că... Și când n-am. Și când ai bani... Da, n-am o problemă cu asta. N-ai o problemă cu bani. Așa, niciodată. Atunci... Bine, cei mai mulți oameni care au probleme Dumnezeu cu banii bani. Sunt cei care au bani și nu știu ce să facă, unde să-i bagi. Pe mine nu mă lasă Dumnezeu fără bani, niciodată. Și ideea era că dacă primul vers e am un leu și vreau să-l beu, la 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 hey! Am un leu și vreau să-l beu, la 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 la. Am un leu și vreau să-l beu, nici acela nu-i al meu. La 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 la. Am un leu și vreau să-l beu, nici acela nu-i al meu. Deci a dus chestia cu banul în metafizică. Deci ai un leu și vreau să-l beu, dar de fapt nu-i al tău, știi? E formidabil. Și cel mai mare dirijor român, care... Sergiu Celibidache, când dirija cu atâta drag chestia asta, că făcea balet. Deci fiți atenți, cum făcea, în limit. Fiți atenți la dirijor. Pe Celibidache. O să mă iei din spate, că și eu... Fii atent. Una, două, trei, hai. Am un leu și vreau să-l beu, la la la, la 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 la. Hei! Am un leu și vreau să-l beu, la la la, la 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 la. Hei! Am un leu și vreau să-l beu, nici acela nu-i al meu. La la la, la 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 la. La 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 la. Iată un leu și vreau să-l beu, nici acela nu-i al meu. Cântec genial așa. Și textul absolut genial, știi? Se chema, de fapt, La moară la hârța pârsa. Cântecul popular. Și, de fapt, era o chestie romană, de la moară la tărsa a treia parte, că la moară îți lua a treia parte, la terța. Da, era trocul ăla. Da. Era trocul, așa. Și da, țăranul mai hârța pârța. Te duci la moară și ți-a al dracu morar o treime, știi? Cam asta era. Da, da, da. Foarte tare. Ceabalelelelelelișoare, ochii tăi mă facă moară. Sprâncenile mă omoară, ceabalelelelelelișoare, ochii tăi mă facă moară. Sprâncenile mă omoară. Ia-mi, așa mă! Muzica.
N-ar fi ochi și sprâncene, de n-ar fi ochi și sprâncene, n-ar mai fi păcate grele, n-ar mai fi păcate grele. Geabarelelele, lelișoară, ochii tăi mă bagă în boală, sprâncenile mă omoară. Ochii și sprâncenile, ochii și sprâncenile, calea fac dragostile, calea fac dragostile. Geabalelelele, lelișoară, ochii tăi mă bag în boală, sprâncenile mă omoară. Iau, iau! Sale dracu oltence mă, băi, nu l-ai jurat. Și pe voi pe moldovence, și pe voi pe arderence, sunteți toate oațe lege, sunteți toate oațe lege. Dar să vezi olteanca mea, mă, când vine duminica, face preza cu palma, măi, și vine la Craiova și strigă la lapte, lapte. Mai ce mai lapte, ce mai lapte, femeile țoațe toate, din Bacău până-n cetate. Femeile țoațe toate, din Bacău până-n cetate. Las-o, las-o, las-o așa, că-mi e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-o-i vrea. Mărăcine, mărăcine, oh, oh, frică-mi e că mor ca mâine, frică-mi e că mor ca mâine, averea mea cui rămâne, averea mea cui rămâne, nu rămâne la vreo fată. Că mă jeli până la groapă, și-mi dă o cală cu apă, și-mi dă o cală cu apă, că rămâne la fecior, mă. Opa! Pe el să-l văd negusor, numărând la gălbior, măi, nu mi-ar fi frică să mor. Las-o, las-o, las-o așa, băi, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-o-i vrea. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-o-i vrea. Hei! Bravo! Foarte fain! Eu mă bucur că am ajuns aici pentru că eu n-am mai fost. La cetate n-am mai ajuns niciodată. Da, păi noi am făcut, cred, la restaurant la mine, la Câmpii Sfinți. Și apusul ăsta... Da, un apus extraordinar. Mă bucur că am apucat să-l prinde pe camera. Bine că ne iau guvernul apusurile. Da, dar mai vei, dar să ne pună o taxă pe el. Fără glumă, știi? Da, da. Vin cu niște prostii. Adevărul e că ar merita taxat, că e frumos. Da, da. Păi asta... Față de ăla pe care îl văd de la blocul meu. Eu am fost la Maglavit aici, chestia. Știi, Maglavit e o... singura zonă în care a fost o chestie de asta religioasă, cum a fost la Lourdes. Uh-huh. La Lourdes două păstorițe, două fetițe, au stat, da, de vorbă cu Maica Domnului și da, acum știu. Acolo știi cât costă metru pătrat? Un milion de euro. Nu mai are preț, da. La Maglavit... Cu cine au stat de vorbă? Cine cu cine au stat de vorbă? La Maglavit, în general, pe pământ, venea ori Maica Domnului, ori Iisus. Dumnezeu, nici Moise nu l-a văzut pe Dumnezeu, că în Vechiul Testament se descrie Moise, merge pe Muntele Sfânt, vede un stâlp de foc și aude o voce. Uh-huh. Dar nu l-a văzut pe Dumnezeu în persoană. La noi, în 1937, cred, Dumnezeu, cu milă față de români, a venit personal la cotul Maglavit. Dunării, aici, la Maglavit, acolo este, și a văzut un cioban mut,
cu oile și cu caprele. Și a vorbit cu barbă, mă, îl descria asta. Ăsta era mult și după ce a văzut el a început să vorbească. Acea întruchipare a lui Dumnezeu, s-a zvonit chestia și veneau mii de oameni, ologi care se întorceau în picior, ogiți, orbi care începeau să vadă. În fine, că sunt fenomene de astea. Acum mă întreb dacă m-aș duce la Maglavit, pentru ce Maglavitul m-aș duce? Să te duci. Dar pentru ce bine, nu știu dacă te poți duce acum să-l vezi pe Gigi Becali făcut în icoană acolo. Că a dat niște bani ce și popii adică, ce? L-au făcut în stânga e regele Carol și în dreapta este Gigi Becali. Asta este. Asta e România, alt sfânt în viață, așa. Dar te poți duce la Palatul lui direct, te mai duci la Maglavit. Pe lângă Palatul lui trec destul de des, da. Nu eu, dacă mă duc la Maglavit, mă întreb ce el, ce era. Nu, adică el are chestia latura lui, pentru care trebuie stimat. Absolut. Această plecare lui către biserică, sigur, interpretați de el foarte ciudat toate poveștile alea, dar în fine. Cum face fiecare? Ori Maglavit a fost un fenomen și n-a apucat ăștia, au vrut după aceea să construiască o mare biserică, dar au venit comunismul și l-au arestat pe Petrache Rupu. Nu l-au ținut mult în pușcărie, că el era nevinovat, săracu, n-a, nici avea nici două clase, nici trebuia să scrie. Și i-au dat drumul și a intrat în CAP, până la urmă, și a trăit până în 91, cred. Și e foarte interesant că mie mi-a povestit cineva din comună acolo, și domnule, când era Petrache Lupu în CAP, venea primul secretar de la Craiova și stăteau la Chiolhanuri acolo, da, da. Și se îmbăta la... Ia bă, să vină și tovarășul Petrache, bă, ia duceți-l aici. Petrache era tot la oi, o namărât, așa, dai seama că... Și ăsta... Ia zi! Ia zi, bă, tovarășe Petrache, cum a fost, cum a fost cu moșul ăla pe care l-ai văzut tu? Bă, și ăsta a povestea sincer. Am văzut un moș, el vorbea mai cu greu, dar vorbea. Și cu barbă albă. Și ce zicea, bă, moșul ăla? Păi, ce să zic, zicea că o să fie mai bine. Cum, bă, mai bine? Păi ce, e mai bine, tovarășu, că suntem în CAP. O, dați-mă lui tovarășul Petrache, un par cu vin făcea. Era alunecos tovarășul Petrache, Lupu. Da, da. Alelele sălcioare, adic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 
m-a băgat la poale, poale, op, op, op și nu mai poți. Păi și-aș mai zici odată oful, păi oful de mine nu iese, că mă învățai la neveste, la neveste tinerele, păi la copile frumușele, mi-au mâncat zilele mele, of, 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 și nu mai poți. Hai, maestre, vorbe adevărate. Nevasta mea ca o floare, eu beau banii cu o putoare. Nevasta mea ca o zână, eu beau banii cu o nebună. Păi nevasta mea ca o floare, eu beau banii cu o putoare. Nespălată pe picioare, nespălată pe picioare, măi. Ceva vesel. Păi cum aș face să o aduc la patul care mă culc, să-mi o pierd până așternut, mijlocelul să-i-l strâng. Păi să-mi o pup, să-mi o sărut, să-i pui mâna mai la șale, să-mi o tragă mai la vale. Păi pe noi dat o carne moale, ca șoriciu de purcel, de trage Gigi de el, măi. Domnule, și când te gândești realismul capitalist. Auzi, dar tu stai pe malul mării acolo și cu lăutare, ai stat vreodată la un chef cu lăutare? Nu, sincer nu, de-aia nici nu prea cunosc. Se poate sau nu, nu, lumea nu obișnuiește să... Acolo? Da. Nu. Nu? N-ai voie să faci chefuri în afara... Ba, se fac, dar cum da? Să nu, se găsesc scuze pentru chefuri întotdeauna. Da, nu, dar nu, eu nu sunt eu, da, nu sunt foarte distractivă eu. De-aia nici nu prea știu muzică de felul ăsta, numai așa, ce mi-a trecut razant pe la ureche. Mm-hmm.
Și acum când ați văzut ce se întâmplă în Franța, e o nebunie, în Grecia, în, deși sunt toți cei care spun, domnule, mâna rușilor, păi dacă rușii sunt atât de tari, atât de să provoace în Grecia, da, răzmeriță, în Franța, înseamnă, băi, hai să ne mutăm și noi în altă țară. Sunt mari probleme, deci capitalismul este în criză, este într-o mare criză. Avem niște policieni, niște mediocrități vesele, că sunt și vesel când îi văd. Dar nu s-a aleși? Și care nu mai au simțul realității, nu mai au simțul realității. Dar nu s-a aleși? După... Nu s-a aleși? Sunt aleși, dar cum s-au ales? Eu cred că va fi un cutremur social, știi de ce? Eu am propus acum un an de zile, aproape, dom'le, trebuie schimbat sistemul politic în România. Nu mai trebuie cu PSD, cu PNL, cu nu știu, trebuie Canevul Mediu Brezle. Deci Parlamentul României, în Parlament trebuie să intre 30 de țărani simpli, 30 de ingineri agronomi, 30 de funcționari din diferite da, adică să fie din 30 de muncitori, adică să fie, știi că ești reprezentat, 30 de profesori, 30 de medici. Da. Și asta este guvernul și Parlamentul României, oameni care știu realitatea. Eu cred că nu e foarte ușor să găsești 30 de muncitori, 30 de țărani care să dorească să facă. Părea că eu sunt nebun ăsta. Și vin eu cu chestii de-astea de Evu Mediu. Și ce aud acum 3 zile? Că în Olanda, țara care a fost imperiul la un moment dat, nu, și cu mari negustori de 1000 de ani a făcut așa. A fost o mare răzmăriță și mai încă au ieșit în stradă producătorii ăștia, poate sunt și agronomi, fermierii olandezi și au făcut un partid rapid și acum... S-ar putea să ia puterea în Olanda, fermierii. Interesant. Este foarte... Deci exact ce spuneam eu, domnule, păi la noi, uite, fermierii cu profesorii, cred că dacă fiecare cu medicii, om... numai politicieni ăștia nici n-au meserii, toți au doctorate și nu-s făcute de ei, adică, domnule, stai puțin, adică, cine ne conduce? Alea la Bruxelles la fel. Acolo corupția nu e. Africa, doamna aia care conduce Europa, bărbați au câștigat nu știu câte sute sau zeci de milioane de euro pe vaccinuri. E băgat cu producătorii. Eu cred că deci dacă acea corupție om, eu cred la că noi dacă se bagă pe nimica, arestează un mare sportiv, boxor, care a vrut să facă o chestie cu boxul, cu Elena Udrea. Dom'le, a murit dat în pușcărie aproape. Da. Nu i-au dat drumul, era dita mai omul, o forță a naturii și a ieșit cu 40 de kg din pușcărie și a murit. Este o crimă. Dom'le, dacă a făcut ceva, nu-l umilii atât. Ia-i bani dacă e o problemă. Da, nu știu ce. Asta e cea mai mare pedeapsă, dublează, ia-i banii. Dublează-i aia și... Dar nu-l omorâ. Dom'le, nu-l omorâ. Eu cred că dacă fiecare om, indiferent ce loc are el, ce funcție are, ce serviciu are, dacă fiecare om ar face în fiecare zi un pic bine, pe unde trece să facă un pic ceva mai bine... Și ce o expresie frumoasă românească există... Fă binele și dă-l pe apă. Adică să uiți că ai făcut binele. Da. Să nu să te dai mare. Să aici e o problemă cu ăștia care ceva fac înapoi, binele. Chiar cu și conul Gigi, știi? Adică a trebuit, el care e credincios, să nu mai facă binele în public, să se dea mare, că să zvârle cu mii de euro peste amărât. Dar nu Marin Preda zicea că ăla e un om bun care ar putea să-ți facă rău, nu o face... Și tu nici măcar nu știi că ar fi putut să te distrugă. Da, nu știu dacă Preda a zis asta, s-ar putea un filozof, dar și Preda, cred că Marin Preda în felul lui, cred, nu era doar un mare prozator, era și cu poza lui, cred că era el și un filozof al. Mă rog, acum am făcut Voiam să te întreb, în țara aia, care e o țară echilibrată și așa cu... E. În general, cred că... Bine, deși nordicii sunt pesimiști, nu știu în ce măsură. Pe vremuri, cei mai mari sinucigași erau în țările nordice. Acum, Finlanda a ieșit al cincea an la rând, cea mai fericită țară din lume. Ce să zic? Deci începe fericirea să mute în polul frigului. La noi s-au încercat tot felul de reforme, învățământul, ceva... Și România bagă miliarde de euro în armament, deseori ruginit, așa,
În schimb, n-a reușit chestia cu învățământul. Știi că e vechea poveste cu... s-au făcut săli de sport unde nu trebuie, în sate cu bătrâni. Nu s-au făcut în liceele sau nu. S-au făcut... nu s-au rezolvat problema toaletelor din curtea școlilor. Ce se întâmplă în Finlanda? Cum e cu învățământul finlandez? Eu am avut norocul să pot să-i dau fiică-mi posibilitatea să facă școală acolo. Am mers când era în clasa 5-a și acum e studentă în ultimul an. Intră în ultimul an. Acolo, în primul rând, în momentul în care ei au schimbat sistemul de învățământ, au plecat de la salarii. Au crescut salariile foarte mult. Au făcut foarte dificil să ajungi să fii profesor. În primul rând că aia care intră acolo, la facultatea care va face profesori, îți numai elite, îți numai de 10 pe linie. Aha. Dar dacă intri, nu înseamnă că o să și termini. Că dacă profesorii tăi își dau seama că tu nu trebuie să lucrezi cu copii, că ești mai bun la altceva, poate faci cercetare, poate faci administrație, poate altceva, nu te lasă să termini. Dacă tu nu ești făcut să lucrezi cu copiii, dacă nu-ți plac copiii... Aha, deci trebuie să ai niște calități și umane, exact. Nu neapărat inteligență și... Nu, pe lângă asta, că oricum ajungi acolo dacă nu le ai. Aha. Dar fetele de la fiica mea din liceu, care s-au dus la facultatea asta, erau alea de 10 pe linie. Aha. Salariile sunt foarte mari. Ce adică, înseamnă un salariu foarte mare? Nu știu, vreo 7.000 de euro, ceva de felul ăsta. Da. Profesorul e doar profesor, administratorul școlii, se numește rector, cum ar veni directorul școlii, nu-i profesor. Aha, e doar dreptul rector ca la așa se numește rector. Universitate. Exact. Da. Iar oamenii ăștia care ajung să le predea copiilor, toți s-au făcut să lucreze cu copiii, pentru asta s-au născut. Mm-hmm. Și atunci devine totul foarte simplu. Lor le place să facă treaba asta, copiii iubesc, pentru că se vede că le place. Da. Ei sunt fericiți că au salarii bune, și au sindicate... De dragoste primește exact. Eu le spun multor părinți, își spun pe nume tot. Fiți răguți cu de mici, cu copii pupați, mozoliți, nu știu, pentru că dacă semeni dragoste exact, vei avea. Cine e sever și nu știu ce vrea să aiurea. În fine, băi, să nu ne la trăcâinii. Și își spun pe nume, copiii le spun pe nume profesorilor. Nu există doamna și nu există. Și se înțeleg ca și cu un prieten mai mare, pur și simplu. Întotdeauna sunt urmăriți profesorii tineri de profesori mai în vârstă, cu mai multă experiență, și nu prea există greșeli. Se pune foarte mult accent pe ce știi să faci, efectiv, pe talent. Toți copiii învață să noate, toți copiii, nu există să se termine școala să știe să noate. Domnule, nu există. Le-au făcut oră de religie, foarte bine. Da. Dar faptul că se mai neacă copiii, primul lucru, pe mine m-a învățat maică-mea să not, știi? Da. Fie țărână ușoară. Și mi-amintesc cum de la 5 ani m-am dus la Ial, în Ialomița, și e obligatoriu să înveți să noți. Da. Că foarte mulți copii mureau unecați. Și mai mor și astăzi. Deci toți copiii învață să noate, toți copiii învață să schieze, să patineze. Toți copiii nu există, nu se termină școala fără să știe astea. Toți copiii învață să cânte măcar la un instrument. Măcar la fluier. Așa, muzica. Eu am propus la un moment dat în școlile din România, în recreație, în pauză, să se pună Mozart, mare, că muzica te mlădiață și te liniștește, știi? Da. Din păcate, se ascultă manele. Eu am ajuns acum să ascult în mașină, de exemplu, dacă conduc în București, doar muzică clasică. Da, e singura variantă să nu mă enervez în trafic. Exact, da. Și îmi face plăcere drumul, oricât ar dura. Da. Deci asta e diferența esențială. Da, gata, sunteți trăiți în altă lume decât noi. Asta e diferența esențială. Și mai sunt oameni care mă întreabă, dar ce crezi că s-ar putea face? E foarte dificil. Adică ar trebui să încep prin a ce? Prin a face salariile foarte mari. Da. Ca ăștia tineri să-și dorească să ajungă să lucreze în învățământ. Nu, dar vorbeai de acele calități umane care sunt foarte importante. N-ai cum, câtă vreme la noi se face titularizare cu 5 la examen. N-ai cum. Știam că există în Finlanda următoarea chestie. Dacă unul troșchește tare și cade așa, îl ridică salvarea, îi face baie, dar plătește după aia, nu? Da, dar ești tratat ca un bolnav. Pe mine ce m-a distrat foarte tare în primul an când am ajuns acolo a fost că am auzit că dacă cumva te înveți și ești mahmur dimineața și nu poți să mergi la serviciu că ești mahmur, suni și zici că ai răcit. Și te întreabă, ai răceală finlandeză?
Eu n-am mai auzit asta. Acum nici nu știu dacă nu cumva era glumă. Cu ce te tratezi? Da. Deci am luat un castravece oracri. Da. Era un banc, știi, cu un doctor, cu un chirurg rus, sovietic. O operație pe inimă, nu știu ce, știi? Și striga, spunea doctorul, erau toți studenții aia și ajutoarele lui, bisturiu, da. Ac de cusut, da, da. Vată, spirt, da. Spirt, spirt, castravecior acru. Da. Le-le-le-le-le-le-lișoară, ochii tăi mă facă moară. Strânge-mi-le, mă omoară, geaba, le-le-le-le-le-lișoară, ochii tăi mă facă moară. Strânge-mi-le, mă omoară. Ia-mă, așa, mă! De n-ar fi ochi și sprâncene, de n-ar fi ochi și sprâncene, n-ar mai fi păcate grele, n-ar mai fi păcate grele. Geaba-le-le-le-le-lișoară, ochii tăi mă bagă-n boală, sprâncenile mă omoară. Eu! Ochii și sprâncenile, ochii și sprâncenile, calea fac dragostile, calea fac dragostile. Geaba-le-le-le-le-lișoară, ochii tăi mă bag în boală, sprâncenile mă omoară. Iau, iau! Sale dracu oltence, băi, nu ne jura. Și pe voi pe moldovence, și pe voi pe ardelence, sunteți toate oațelege, sunteți toate oațelege. Dar să vezi olteanca mea, mă, când vine duminica, face preza cu palma, măi, și vine la Craiova și strigă la lapte, lapte. Păi ce mai lapte, ce mai lapte, femeile țoațe toate, din Bacău până-n cetate. Femeile țoațe toate, din Bacău până-n cetate. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-i vrea. Mărăcine, mărăcine, oh, oh, frică-mi e că mor ca mâine, frică-mi e că mor ca mâine, averea mea cui rămâne, averea mea cui rămâne, nu rămâne la vreo fată. Că mă jelii până la groapă și-mi dă o cană cu apă, și-mi dă o cană cu apă. Doar rămâne la fecior, mă, opa! Pe el să-l văd negustor, numărând la gălbior, măi, nu mi-ar fi frică să mor. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața, și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-o-i vrea. Las-o, las-o, las-o așa,
că mi-e dragă mult viața și-o-i trăi cum voi putea și-o iubi pe cine-i vrea. Hei! Bravo! Foarte fain! Foarte frumos! Foarte fain! Olteni adevărați! Narcisa, ai scos o carte, se cheamă Tata, povestește-mi despre tine. Exact. Eu vreau să dau și eu o carte de-a mea, acum n-am mai scris poezii de multă vreme, lansez acum pe, online cartea, se cheamă Corabia nebunilor, mirceadinescu.ro. Întâi o vând așa și după aia merg și la întâlniri cu și când vine căldura. Dar și de la editura cu care eu lucrez fac la fel. Dar fii atentă, nu. Și mă gândeam, face schimb de cărți, Tata povestește despre tine. Mă gândeam, bă, a scris o chestie autobiografică, nu știu. Când mă uit, că asta e uimitoare povestea. Sunt aproximativ 300 de întrebări. Sunt 300 de întrebări, de fapt, în care tu, care o cumperi, care ești tată, și care ești tată, o scrii pentru copiii tăi, exact, pentru copilul tău, unul dintre ei. Familia voastră. Și exact, sunt întrebări aici. Legate de care dintre frați este șeful? Când mama care era și tată șeful când erau, erau plecați. Da. Îți plăceau mai mult câinii sau pisicile? Da, când erai mic. Și aia, și pac, ce zici acolo? Scrie fiecare. Da. Și face idee, o excursie? Idee foarte tare. Și mi-a zis că a vândut deja 20.000 de exemplare. Din aia cu mama, da. Peste, din aia cu peste mama. 20.000. Din asta cred că s-au vândut vreo 5.000 deja. Pe asta foarte de-abia am tare, lansat-o. Da. Cred că are două luni. Da. O lună? Nu mai știu. Cam așa ceva. Băi, e foarte, da. Da. Ai făcut armata cât timp? Da. Scrie acolo. Este un jurnal pentru fiecare om care vrea să ieșe. Pentru copii. E foarte, bravo. Mulțumesc. Felicitări. Este o excursie, da, prin amintiri. Eu și care este mă un proces gândeam, terapeutic. Bă, eu bag pe inteligența artistică, dramele mele în poezie acolo și ale lumii, dar asta este o idee formidabilă. Că, acum, eu sunt un copil care și-a pierdut părinții foarte devreme. A, nu știam, da? Da, da. Câți ani aveai? Am pierdut pe mama când eu aveam 17 ani și mama avea puțin peste 50. Uh-huh, uh-huh. Și pe tata l-am pierdut după ce am avut-o eu pe Daria deja, adică eu aveam 24, da, și devreme, tata avea, da, 64, cam așa, uh-huh, ceva. Numai că eu, câtă vreme am avut-o pe mama, nu mi-am imaginat că timpul nostru împreună va fi doar atât. Da, da, da. Nu, cine își imaginează că se termină așa brusc? Da, e, nu știu acest nicio sentiment. Și maica mea a murit mai devreme și am suferit toată viața că când ea și-a dat duhul, fratele meu orbise, eu eram la puțin timp, chiar în 89, eu eram arestat la domiciliu, fratele meu avea o boală de ochi și orbise în anul ăla și a fost ca un blestem așa pe ea. Și un fiu, un fiu orb și unul nu arestat, știa dacă mă omoară sau nu, ce aușesc în fine. Și după revoluție au început ăștia, cum e, că toate revoluțiile își mâncă cu copii în jurături, la adresa mai chestii sinistre, în fine. Și a murit pur și simplu, a făcut o leucemie bruscă și a vrut să plece din această lume, zic eu, știi? Da, da. Dar mi-a părut rău, măi, să, de ce n-a trăit totuși să mă recompensez față de aia? Că eu am iubit-o enorm, știi? Da. Păi taică-mi nu l-am iubit așa de tare, era mai dur, nu înțelegea, dar maică-mea era mai inteligentă, era mai școlită, taică-mea avea 3 clase, maică-mea avea 7 și a fost prima în clasă de la 1-a până la până a terminat clasa 7, dar bunicul a vrut să o mărite, a forțat-o într-un fel, în fine, și a suferit toată viața din pricina asta. Chestia cu părinții te marchează, știi? Faptul că ai mai fi vrut să le oferi ceva, nu, știi? Nu, nu e numai asta, dar este vorba de momentul în care copilul meu a ajuns suficient de mare încât să fie curios legat de părinții mei. Bunicii, dar cum era, da, maică ta? Unde sunt bunicii? Cum, da, bea maică ta cafeaua? Uh-huh. Habar n-am. Pe cum? Își punea lapte, își punea zahăr? Mm. Măi, nu știu, nu m-am uitat niciodată, că nu mă interesa. Că eu le aveam pe ale mele. Eu trebuia să, da, la repetiție în fiecare, da, zi. Nu mă interesa pe mine ce era în casă. Dar care era culoarea ei preferată? Nu știu. Nu știu. Și așa mai departe. Da. Și m-am gândit cât de bine ar fi fost dacă aș fi avut ceva de felul ăsta. Aveai caietul ăsta, da. Foarte tare. Și atunci, da, am început să scriu în așa fel încât în familia Dariei, a fetii mele, să nu se perpetueze lucrul ăsta. Mm-hmm. Cum era mai gata? Nu știu. Mm-hmm. Dacă cumva eu nu o să mai fiu aici în momentul în care ea va avea copii sau va avea nepoți. Și ai lăsat și tu în urmă un caiet ăsta, da, pentru și fica ta? Da, și atunci am scris cartea pentru mama, pe urmă mi s-a cerut cartea pentru tați. Tu ai avut această idee? Da. Ești formidabil. Mulțumesc. E foarte tare. Bine, sunt întrebări simple. Cu siguranță dacă aveam studii de specialitate, dacă eram, nu știu, terapeut, psiholog, nu, habar, dar e șocul pe care le-ai. Tata, povestește-mi despre tine și, da, te aștept să fii invitație. Jurnalul de viață al tatălui tău. Nu, este o invitație, da. Te despre invit bunici să povestești despre tine, despre, da, tot ce, tot, da, ce mi-a trecut mie prin cap. Rețetă. Da, ce îți făcea, de exemplu, bunica? Știi să gătești? Care e întotdeauna mâncarea ta preferată? De exemplu. Îmi scrii o rețetă aici, te rog. Și eu las și scrie, da, care las copilul, va lăsa copilului și va arăta, uite-mă ce gătea maică mea. Da. Îți fac ție aici acum
o tocăniță. Eu îmi doresc să mâncăm mazărea aia pe care am mâncat-o tura trecută, pe care știu că o adora maestrul Beligan. Să o fac mâine la prânz, da, da. E mazărea pe care cu care l-am cucerit pe Radu Beligan. Da, 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 și pe mine. Și datorită căreia, datorită acelei mazării, Beligan a venit de la festivalul de teatru, că tu, care e patriot local așa din Caracal, știu, a ajutat la renoirea acelui teatru. Și că oamenii bogați din Caracal erau negustori de cereale, au făcut o copie a teatrului francez ăla din centru, am uitat cum se cheamă, mai mic așa, dar superb, un teatru superb. Și Caracalul era un oraș încoțopenit, așa, cu oameni bogați, negustori, oraș de negustori. Și Tuca a făcut festival de teatru acolo, în fine. Și, se face o tabără de folc în fiecare an, am fost și eu la prima ediție. Și eu am trimis, Tuca, băi, zice Mircea, vino, atunci și tu ceva de, faci ceva de mâncare, hai mă că faci. Am făcut o pulpă de porc fiertă în zeamă de varză, nu știu ce. Am nu știu ce am mai făcut și am făcut niște mază în stilul meu. Exact. Și mă sună Tuca, zice, băi, Mircea, fii atent, e maestru Beligan aici care e nebunit pe mazăre și nu înțelege de ce e atât de bună. Da. Zice, fiindcă el de mic a fost... Păi zic, dă-mi la telefon. Și cum vorbea bătrânul Beligan, avea 90 da, și da. Ceva de ani, era cu un an înainte de moarte. Dracul meu, ce fel de mazăre ai putut să faci, da, măi? Că, zice, eu mâncam de mic, îmi făcea maică-mea în fiecare zi, dar asemenea nu e un mare secret. Ideea este, din mazărea congelată, să nu o decongelez. Că sunt multe lucruri care trebuie gătite. Zic, eu o pun într-o tigaie sau într-o cratiță, pun unt, arunc mazărea congelată, da? După aia dai puține roșii, așa, și arunc peste aia. Și zahăr, că se caramelizează. Că da, minte. Și cu zahăr. Dar noi tura trecută n-am pus zahăr, noi am pus ghimbir dintre la de la confiat. Foarte da, bună. Foarte bună, foarte da. Bun, da. Bun, bine că mi-ai amintit, să o bag într-o rețetă de-am. Da. Măi, și, în fine, ăsta mai zăpăcit cu mază, în fine. Și mă sună Tucă, băi, Mircea, zice, i-am spus maestrului că de la Caracal la tine, la cetate, sunt 150 de kilometri, vrea să vină la cetate. La mazăre. Bă, zic, bă, Tucă, stai puțin, că eu zic că am plecat de dimineață, am plecat la prânz, sunt aproape de București. Băi, o să regrez, nu știu ce. Bă, și m-am gândit... Când îl mai prins? Băi, da, dacă n-am. Și n-am dat rău. Bă, îți spune-i să vină, că mă întorc. Și n-am, uite, mă închin. N-am ajuns în București, dau telefon la fete la București. Bă, vedeți că vine maestru Beligan. Dați-i ceva până vin eu, că mă întorc și gătesc pentru diseară, nu știu. Și vin la cetate... Zic, e în regulă cu maestrul, dar ce am avut o problemă, zice, păi era cu o tânără, credeam că e de asta, soră medicală, nu știu ce, și zice, din greșeală i-am băgat împreună. Și ne-am dus după aia și am spus, maestru, știți că avem pentru domnișoară o cameră, lasă, dragă, lasă, că l-a ajutat, el mergea foarte greu, așa, știi? Și... În fine, asta era o fată foarte talentată care scria piese de teatru și a avut grijă de bătrânul Beligan la sfârșitul vieții lui. Scria piese într-un ac și Beligan le juca, în fine. Și am venit, am gătit ceva, nu știu ce, să dau un spectacol așa. Aveam de băut, aveam un drachiu vechi, un soi de coniac, așa făcut, când m-am apucat eu de chestia cu cramă, aveam o cramă, n-aveam vie, după aia, în fine. Și aveam o băutură de asta de 17 ani, vinurile mele, nu știu ce, și am făcut vreo 3 feluri de mâncare. Mă, a mâncat bătrânul Beligan, a băut, nu știu ce, a fost o seară nemaipomenită. Dimineața, eu aveam treabă în București, bă, zic să mă duc la București. Zic, mă, fete, s-a sculat? Maestru, ce, nu prea, era ora 10. Mă gândeam, bă, eu întreb, bă, Doamne Dumnezeu, l-am mai zis că l-am omorât pe Cota Biță, că a mâncat la mine la o emisiune. Au zis aia că l-am omorât și pe Marin Preda. O, Doamne! Și... Zic, bă, să nu fi murit bătrânul, că a băut de-a rupt. Și mă gândeam, măi, cât a băut? A băut un litru jumate de vin și vreo jumătate de chil de maia. Bă, și mă duc, zic, bă, mă duc. Asta e? Anunț salvarea, asta e, criminal, mă duc la pușcărie. Bă, da, 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 zic, vă aștept, nu știu. Am făcut o omletă într-o tigaie mare, așa, am niște tigăi de-astea uriașe, o omletă cu ceapă, cu roșii, cu nu știu ce, cu mărar, cu... Am băgat de toate acolo, ardei graț, ardei iute. I-am pus o masă aici, chiar unde stăm noi pe mâna, și a venit maestru
așezat, i-am pus omleta în față, așa, am mâncat așa, o ținea de mână pe domnișoara și l-am văzut că a dormit fericit, bătea soarele așa puțin și... Și m-a ridicat ușor și am plecat la București. Asta e ultima mea imagine cu Radu Beliga. Mi se pare fain că se leagă cu cartea și așa îmi vine să fac chestia asta. De obicei nu fac așa ceva, dar acum așa îmi vine să fac. Mai ales că era fix aici, nu știu, mi s-a părut. Monumental. Domnilor, se pare că trebuie să ne despărțim. Mai bagă una veselă ca să nu plecăm întristați. Mulțumesc frumos pentru seara asta. Și eu îți mulțumesc. Păi mândra mea cu ochii mici, tu mă pasă din de aici. Dimineața până-n zor, te pică roa pe flori, măi. Măi pe vale, mă, chiar pe deal, mă, dor. Inimioara de arde foc, să vină puiul la loc, măi. Măi pe vale, mă, chiar pe deal, mă, dor. Inimioara de arde foc, să vină puiul la loc. Mândra mea cu ochii verzi, eu îți spun că nu mă crezi, mă. Eu îți spun că te iubesc, mă, tu zici că te păcălesc, mă. Că ziua te cert, chiar noaptea te iert. Te-am iubit și te iubesc, cât pe lume mai trăiesc, mă. Pe vale mă duc, și pe deal mă dor. Mândra mea cu cârpa mură, vin din seară să-mi dai gură. Să te țin, taică, pe brață, să te sunt cu dulceață. Pe vale mă duc, iar pe deal mă duc. Inimioara mi-a arde-n foc, să vină puiul la loc, măi. Pe vale mă duc, iar pe deal mă duc. Mulțumesc frumos pentru seara asta. Mă gândeam că e o ocazie unică, poate, să cânt ceva ce n-am cântat în viața mea, ceva cântat de Maria Tănase, nu normal. Hai să încercăm. Încearcă. Ia uite-o zău, ia uite-o zău, se uită la mine rău, mă. Să nu-i prinde veste. Și se uită, dușmănește, ca să nu-i prinde veste. Sunt dragă, împrumută-te la bancă. Dramatic. Nei că dacă îți sunt dragă, împrumută-te la bancă. Să-mi iei roche de tafta și papuci de catifea. Să-mi iei roche de tafta și papuci de catifea.
și mă întreabă: a cui ești tu, fată dragă? Cine mă vede și mă întreabă: a cui ești tu, fată dragă? A lui cu mustața neagră, de s-a împrumutat la bancă. Mi-a luat roche de tafta și papuci de catifea. Apoteoza bancară. Să prăbușesc băncile americane. Ei, nici mustața nu mai e ce era, oricum. Bine, mulțumesc, eu te-am pupat. La mulți ani. La mulți ani. Mersi.